Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Я на то, что ты инсистовый вирус, что целый день можно не Какой экземпл? Олег, и тот зерис. Хоть кто лумя адуна. Так у нас я тикар зерис пушнее. Кто лумя адуна е? А если кто задар? Мы не могли сатла флукс, не ау рефузат. Не могли сатла темпу, не ау рефузат. Ничего информации не сады. А мы думаем, что там кто-то съешь патриот, скажет мне. Так, ма... Nu niciodată n-am auzit oameni de noștri și vorbească. O păcușit oameni nu știu la cora. Toți ești. Îi mână. Câte ești cu jucă? Semnăturile noastre contra federalizării. Până astăzi am adunat mai mult de 500 de semnături sub declarația noastră comună. Nimeni n-a vorbit despre asta. Am spus despre marșul de protest, de la militare, de la organizații, tot civilizat. Mai nimeni n-a vorbit despre asta. Parcă bine. S-au înțeles toți, li s-au văzut, sau să le ignore. De asta vorbeam. De asta care face jocul puterii, care ignoră mișcare publică, civică, mișcare demnă de luată în serios. Asta s-a dovedit asta. Dar trebuie să ținem cursul care prezere TCR. Colegi, în campania electorală, cel puțin presa de stat anunța că sunteți o mișcare social-politică care pledează pentru unificare. Bun, și de ce n-au venit celelalte, cealaltă presă liberă, să afle cine suntem? De ce n-au publicat declarația noastră de federalizare? Normal că cei au putut să manipuleze opinia publică, că e stat o singură părere distorsionată. De ce n-a venit altă presă alternativă? Omul să aibă de unde afla două opinii diferite. Să afle că suntem organizații neguvernamentale și nu partid. Exact numai din mesager și pe opinia lui Gonța. Era speculată apariția noastră, dar la ce n-a apărut o opinie, cum să zic așa? Da, paralelă, cum se... Paralelă, da. Câți membri are organizația și... Au fost 88 de cetățeni care au participat la înregistrare, sau nu, la fondare, pe 11 mai. Am înregistrat, eram 5 persoane care am înregistrat ca să respectăm formalitățile. Acum nu știu, avem ștampilă, deja putem să eliberăm certificate de membru și o să vă spunem câți membri are. Dar 88 de fondatori puteți să vă informăm. Nu, noi de verica ne vine la Ștefan și discutăm treburi de organizație, difuzăm buletinul nostru, deja al treilea număr a apărut ieri, dar despre un eventual alt marș de protest sau altă formă de protest, o să discutăm la ședințele noastre și o să luăm o decizie. Când, eventual, o să primească să depunem cereri cu două săptămâni înainte, conform regulamentului, deci o să fie mai târziu, dar sperăm să ia decizia de renunțare la interzicerea emisiunii Hyde Park și atunci să nu mai fie nevoie de protest. E doar necesară participarea cetățenilor în emisiunea noastră democrație. În septembrie de revenire? Dar nu se mai ține nimeni, în mod sigur, pentru că s-a vorbit la antena ce, că nu Oleg Bregă o să conducă emisiunea asta și nu Hyde Park o să se numească. Deci o să fie fericire pe Câmpii sau cine știe ce alte emisiuni. De ce nu fac alte emisiuni interactive sau alte posturi? Pentru că n-au voie de sus, pentru că sunt fricoși. Interactivă, vă fantează și poate moderatorul, caracterul va rămâne același. Aș saluta-o, la orice fost ar apărea. Asta dați-mi voi să-mi spunem noi părerea membrii comitetului nostru. Deci noi, nu odată am fost la discuție, nu numic că el, de hai am văzut că el mică în față. Deci am explicat lui ajunsul lui, că noi o să primim, să zicem, asta e clasă, tot o să chemat înainte, dar moderatorul o să fie patriot. Ales. 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 Prin concurs. Să zicem, eu ca om de afaceri
să fondez niște bani pentru că am niște aparatură acolo și ceva. Deci eu îmi retrag aparatura, retrag tot înapoi, dacă nu-i moderatorul, pentru ce înseamnă prin concurs? În cazul de față, noi, comitetul de conducere, îți hotărâți. Care membru? Pe cine hotărâți? Noi, membrii de conducere a comitetului, a organizației non-guvernamentale. Deci, cine suntem noi? Cine suntem noi? Deci, suntem reprezentanții. Noi am cerut autorizație. Vineri am depus cereri, trebuie să fie autorizat marșul. Ce nu o să ies? Dacă nu o să fie autorizat, dacă nu o să am hârtie la mână, cum am avut data trecută. Și care este bun, deci foarte curând o să știm, o să încercăm să. Domnul Bec, aș dori ca preliminar așa să fie o anunț în presă, ne lasă la radio. Păi am dorit, dacă nu o să publice... Da, dacă se negociază, în prezent se negociază dintr-o dată două chestii. Au văzut, facem un mare proces. Dar nu o scrie, nu o scrie, nu o scrie, nu o autorizați și n-au scrie despre asta. Sau sunați la posturi de radio, în emisiuni interactive la televizor. Și spuneți, cum sună Sabina? Vreau să felicit pe nu știu care și oameni buni, pe data cu tare la ora cu tare ieșiți în piață. O șmecherie mică. Ei, Sabina, da? Îi felicităm cu ieșire. La ora cu tare. Domnul Alec. Domnul Alec. Europa Liberă spate de azi. O să încercăm. Noi și atunci am anunțat Europa Liberă. N-au spus nimic despre noi. Ba mai mult, la masa rotundă organizată atunci cu domnul Golovcă, o conferință de presă. A venit Europa Liberă, mi-a luat... Oleg, domnul Golovcă a făcut masă rotundă cu Hyde Park-ul? Nu, dânsul a făcut o conferință de presă în care am preluat... Toate le folosești. Sigur că da. Toate mijloace. Sigur că da. Încercați. Poate ziarele locale scrie despre noi. Dar după ce se corectează, scrie despre noi. Vă spunem, cine vrea să devină membru al ONG-ului, să completeze formularea aici, cine vrea să-și facă legitimații, să-și facă poze la fratele meu. Mi se pare bun, nu se despre Dar cum să ne învățăm? Te faci o dată de răzbăr, te râdei vecinul. Dacă știi a vorbi, mă știu, dacă nu-i place de la turnul. Cum e pus special să deruteze? Știi, ia că eu vă spun un caz. Spațiul de timp. Vine un preot, dar era cam pe vremea asta. Că el vine niște timp, el vine cam țărat, cum e stat în stat acolo. Dar când m-au uitat la cam vremea.
Părintele, dar el, eu lucram șofer, dar el... Părinte, ia vine cu așa stare, să da și el. Vine că nu se lasă. Nu ți le lasă, e domnul, vine cu așa. Adică pe un pază, este cu Biblie, da? Am un... Nu, 45 cu 60 de copii aici. Am o... Puneți-vă întrebare. Nu ne preda Rusia pe noi. Lumea solidă. Când lua de la noi 7 copii, kilogramul de grâu. Dar cum ați văzut? Vinii de la țărani până acolo, grâu.